Bună seara și bine v-am găsit la Observatorul Prahovean Live, o emisiune de dezbatere electorală. Alături de mine domnul Octavian Berceanu, candidat, repet, la Senat. Bine ați venit, domnule Berceanu. Bună seara. Și de asemenea, alături de mine, Mihai Neagu, candidat, repet, la Camera Deputaților. Bine ați venit, domnule Neagu. Bună seara, mulțumim pentru invitație. Domnul Berceanu, cred că am și interacționat la un moment dat când dumneavoastră ați îndeplinit, din păcate spun, pentru o scurtă perioadă, doar 6 luni, corect? Da, 6. Ați fost la șefia Gărzii Naționale de Mediu pentru anumite activități, acțiuni pe care Garda de Mediu le efectua în perioada mandatului dumneavoastră în Prahova. Și vreau să vă întreb cum ați caracteriza experiența pe care ați avut-o la șefia Gărzii Naționale de Mediu, pentru că a fost perioada, pot spune, cea mai transparentă. Era oarecum surprinzător să vezi un nu știu cum să-i spun, un demnitar mergând pe urmele celor care îngropau deșeuri, le ardeau sau poluau sol, aer și așa mai departe, și făcând totul acesta, mă rog, operațiunea făcând-o transparent, inclusiv cu transmisiuni live. Și vreau să vă întreb dacă ați fost supus la presiuni tocmai din acest motiv și dacă există într-adevăr o mafie a deșeurilor, așa cum au apărut inclusiv materiale din în presă. Primele lucruri pe care le-am observat și mi-au dat foarte multă energie a fost faptul că am putut să transform activismul civic în activism instituțional, ceea ce lipsește cu desăvârșire în România, adică funcționarul public să-și asume demersurile pe care le face, să-și asume deciziile pe care ia, controlele pe care le duce la bun sfârșit și să fie răspunzător fără să dea vina pe alte instituții, alți oameni sau alți colegi din instituția respectivă. Efectul de contagiune al activismului instituțional, de fapt, a fost ingredientul care a dus la succesul respectiv. Sunt domenii în care în 6 luni, de fapt, până m-am dezmeticit bine că pot să-i antrenez pe oamenii să fie de partea mea, în 4 luni am obținut rezultate cumulate pe ultimii 4 ani. Cu aceiași oameni din instituție care se regăsesc și astăzi. Asta este, din punctul meu de vedere, este șocant că ei nu mai pot să lucreze la aceiași parametri. Nu sunt alți oameni veniți, sunt fix aceiași oameni. Am catalogat cumva ca fiind presiune orice demers care trecea de limita legii și am spus de la bun început că orice astfel de demers se va rezolva în instanță, voi merge la DNA, oricine ar fi fost, că putea să fie un șef de guvern, putea să fie un ministru sau alți oameni demnitari publici, inclusiv colegi de partid, orice interacțiune care ar schimba cumva politic în afara legii rezultatele sau dorințele noastre de a merge în teren, s-ar fi soldat cu o plângere la DNA. Dar în momentul ăla s-au liniștit. Da, dar ați avut, dar așa se procedează, da. Nu știu, am auzit și noi că sunt trimiși anumiți mesageri care să vă spune, ar fi bine să o lași mai moale, ar fi bine să, nu știu, să stai pe acasă, ar fi bine să faci altceva sau lasă-l pe ăla, protejează-l pe ăla. Și mă gândesc acum, apropo de celebrul caz Nordis, unde ies la iveală niște imixtiuni absolut puternice în soluționarea unor plângeri pe care clienții respectiv le-au făcut mai multor instituții ale statului, dar dezvoltatorul respectiv avea un puternic spate politic și de aceea lucrurile nu s-au mișcat, nici măcar la parchet. Sunt cutume din păcate care erodează nu doar încrederea cetățeanului în instituțiile statului, ci și imaginea unor instituții. Iar Garda de Mediu este una, cred, dintre, ar trebui să fie la fel de puternică așa cum este, nu știu, poliția, parchetul și așa mai departe. Da. Eu, conform unui proverb, din nimic am reușit să fac bis să și pognească, pentru că asta am găsit acolo, nimic. De fapt, nimeni n-a auzit de Garda de Mediu până în momentul respectiv, nu știau că există rezultate.
Prima oară am prezentat în ședințele ministerului, care se țineau săptămânal, grafice cu acțiunile mele, cu rezultatele obținute. Prima oară când ministrul mediului a văzut astfel de grafice puse, afișate în sala de ședințe și spuneam clar și către ceilalți colegi, hai să vedem cum putem împreună să avem aceeași poziție vis-a-vis de mari poluatori, pentru că erau diferențe foarte mari. Uite, dau exemplu ca să înțeleagă oamenii. Agenția pentru Protecția Mediului, care are personalitate distinctă față de Agenția Națională pentru Protecția Mediului, dă niște autorizații undeva lângă Ploiești pentru niște companii care se ocupă cu dezmembrarea autodeșeuri și găsim într-o curte 5-6 astfel de companii la locul respectiv, la sediul firmei. Nu există nimic, practic. Nicio activitate. Și mai glumeam, găsești doar un câine, un lanț și un par, da. Atât. Nu există niciun utilaj, nimic să-mi dovedească că acolo am o activitate cu impact de mediu puternic și erau folosite doar acte. Deci, reședința respectivă e folosită doar pentru a face acte. Ori mie nu-mi comunica Agenția pentru Protecția Mediului unde dădea, neavând un sistem informatic, asta e iarăși o mare hibă, neavând o digitalizare, nu știam unde sunt aceste companii. Trebuia să scoți comisarii de mediu din activitatea normală de control să facă partea asta de investigații, de detectivi, pe care nu e normal să o facă în momentul în care ai strânse toate datele coagulate într-o bază de date și ai digitalizare. Ori lipsa digitalizării iarăși e o amprentă de tip mafiot. Clar, asta am văzut-o fără discuție. Da, pentru că în spatele acestei lipse de informații, da, oamenii își văd de treabă. Și pentru că e foarte greu să ajungi la ei. Și în ce fel își văd de treabă? Deschid aceleași firme cu aceeași activitate, cu aceleași firme în spate, dezvoltare pe orizontală, în fiecare județ. Da. Și tu nu ai interacțiunea asta și când l-ai prins într-un județ, el și-a mutat a doua zi activitatea în cealaltă județ. Și e un joc de șoace și pisica care e în defavoarea noastră. Domnule Neagu, dumneavoastră a fost una dintre puținele voci din Consiliul Județean Prahova, puternice inclusiv pe zona de poluare și ați avut mai multe ieșiri publice. Nu știu, în calitate de candidat la alegerile parlamentare, dacă v-ați gândit la crearea unui cadru legislativ astfel încât să-i ajute inclusiv pe comisarii gărzii de mediu în a limita proporțiile acestui fenomen care, din păcate, ne afectează pe toți? Așa e, am fost un puternic contestatar al activității sau inactivității gărzii de mediu, APM-ului și așa mai departe, doar că aici aș face o paranteză, m-aș întoarce la ce a spus Tavi mai devreme, și anume e mai degrabă ideea aceasta de a duce civismul în instituțiile publice. E cazul, din păcate, acum cu parlamentarii de Prahova și Parlamentul României. De asta și candidaturile noastre din partea REPER. Observăm un fenomen, cel puțin la primăria Ploiești, că după alegerile din 9 iunie, soldate cu un succes poate neașteptat pentru multă lume, există o abundență, o afluență tot mai mare de mesaje care ne vorbesc, sunt sute mii de mesaje ne vorbesc despre poluare. Deci, practic, pentru oamenii ăștia noi înțelegem și la o simplă analiză poți să înțelegi că ei, de fapt, revăd speranța că se poate ca ei să fie reprezentați de oameni care vor să combată fenomenul ăsta nenorocit până la urmă. Deci, o vedem cu ochiul liber. Oamenii nu mai au în momentul ăsta un parlamentar de Prahova care să vorbească din Parlament, de la cea mai importantă tribuna țării, despre poluarea de aici, de la noi din județ. Practic, subiectul nu există pe agenda lor. Nu există, dar în schimb, pur și simplu ignoră mii de mesaje care vin. Practic, noi, orice am comunicat despre activitatea primăriei Ploiești, este imposibil ca 5-10 mesaje să nu fie și cu poluarea ce facem. Deci, mai degrabă, ca să răspund întrebării dumneavoastră, o reprezentare, pentru că ducem un așa atât de mult lipsă de cadru legislativ pentru ca garda de mediu să-și facă treaba, mă îndoiesc. Sincer mă îndoiesc. Adică au putut oameni să-și facă treaba, cum e colegul nostru Tavi Berceanu, fără neapărat să fie o reformă a legislației. Doar că s-a treaba. Dorit. Exact. Doar că s-a dorit. E vorba doar despre faptul că cineva a dorit să facă treaba. Despre nimic altceva. Sigur că pot fi aduse îmbunătățiri. Absolut.
Dar trebuie să existe și voință să pui în aplicare legile care deja există, până la a te gândi că poți modifica legile și introduce altele noi. Locuim, trăim, activăm în minunatul oraș Ploiești. Nu știu, mirosul ăsta insuportabil de gaze, de produs petrolier, de sunt dimineți în care pur și simplu dacă ai fi fumător ți-ar fi oarecum frică să aprinzi bricheta. Oamenii au ajuns pur și simplu să nu își mai aerisească locuințele tocmai din cauza acestui miros. Poate primarul ales, Mihai Polițeanu, care și-a intrat în drepturi relativ recent, nu știu că dacă, cred că e a treia săptămână de activitate în funcție, să facă un demers cu ajutorul echipei din care face și dumneavoastră parte, astfel încât ploieștenii să respire un aer mai curat, nu știu, într-un orizont decent de timp? Răspunsul legal, apropo de lege, ar fi nu avem prea multe pârghii. Pentru că nu există pârghii, corect. Exact. Primăria nu se ocupă de fapt, nu face treaba gărzii de mediu sau APM-ului, dar ce poate face este de fapt ce ne dorim și noi să facem prin candidaturile noastre la Parlament, să punem presiune ca lucrurile să se întâmple. În acest sens, Mihai Polițeanu a făcut deja o solicitare către Garda de Mediu, prin care cere cuantum amenzilor în ultimii 2 ani, ca să știm de unde plecăm. Atât cât putem face, da, ca primărie, vom face. Dacă găsim și sprijin politic în Parlament, sau și mai bine la nivelul guvernului, vom continua să facem. Dar deocamdată vrem să facem ce putem face, ce poate face primăria Ploiești. Și trebuie să știm de unde plecăm. Acum câteva zile, deci am trimis la Garda de Mediu o solicitare prin care solicităm cuantumul amenzilor din ultimii 2 ani. O să aveți o surpriză. Da, măsurile luate, deci măsurile pe care Garda de Mediu le-a luat împotriva poluatorilor, asumând faptul că au identificat poluatorii, pentru că și aici avem semne de întrebare. Cel puțin că au identificat scriptic pe hârtie. Da. Vreau să-i vedem că Garda de Mediu are. Eu am mari dubii, dar așteptăm răspunsul. Se presupune că în momentul în care Garda de Mediu sancționează un agent economic pentru o, să spunem, faptă în domeniul poluării, l-a și asumat ca poluator, nu? Că mi-e greu să cred că dacă Garda de Mediu, nu știu, sancționează o rafinărie, a făcut-o pentru că, nu știu. Absolut, sunt de acord, doar că îi sancționez până la râde conformare. Râde domnul Berceanu, are alte experiențe. Să zicem, luăm un exemplu pentru o faptă, sancționezi contravențional și cu amendă între, dai 50.000, da, maxim, de fapt se poate și minim este 20.000, da, și poți plăti jumătate din minim. De fapt, și tu te înscrii cu 50.000, da, amendă, corect, și raportezi către primărie, da, că ai, dar dat amendă. Dar poluatorul a dat 10.000. Da. Da, a dat jumătate din minimul, da, am înțeles. A dat de 5 ori mai puțin și atunci noi ne putem înscrie cu amenzi date de 1.000.000 și să fie în fapt în realitate, da, de mii. Da. Și nu amenziile sunt nevoia stringentă pe care o avem acum, ci grupurile de lucru care să vină cu soluții. Că până la urmă și poluatorii, mare parte dintre ei vor să scape de poluare. Există și o presiune a dezvoltatorilor imobiliari care nu pot să dezvolte imobiliar orașul în partea, oho, de sud, de exemplu, în, da, cazul, da, Ploieștiului, da, sau partea de est. Și ar fi foarte, foarte mulți jucători care și-ar dori ca focarele de poluare, cel puțin din perspectivă olfactivă, să dispară. Ori nu se strâng grupurile astea de lucru și aici am avut experiența tragică în sistemul românesc. Am adunat grupuri de lucru cum ar fi ANAF-ul, jandarmeria, poliția română, poliția economică din partea poliției române, Garda de Mediu, Ministerul Justiției, Ministerul de Interne, Ministerul Economiei, în grupuri de lucru. Se desfășurau chiar la Ministerul Justiției aceste grupuri, astfel încât să avem o lege cât mai coagulată. Erau vreo 200 de repere legislative pe mediu, ceva înfiorător, știi, și pentru, da, un specialist. Și am zis, hai să găsim soluții punctuale pentru fiecare regiune unde avem un tipar de poluare, digitalizăm soluțiile astea și le extindem și le oferim gratis aproape investitorilor care vor să-și rezolve această problemă. Nu contează că e stat sau e privat, îi ajutăm. Avem haldele acestea în proximitate. Halde se găsește și la Tulcea, halde se găsește și la Baia Mare, halde se, cu fel de substanțe. Haide să găsim soluții.
Grupul a fost dizolvat imediat după ce am fost scos din galerie. Apropo de mandatul dumneavoastră, ați avut câteva controle în Prahova. Cu ce impresie ați rămas după? Haideți să o luăm din partea de nord. Eu am mers pe teren foarte mult inopinant, fără să anunț că merg undeva, ci doar îmi chemam colegii la 7:30, 8 dimineața, sunt în punctul ăsta, uite ce am găsit. Un lucru care a fost foarte eficient, altfel, era un alertă și la Sibiu și la Baia Mare. Vine șeful, vine la rău. A plecat azi noapte, da. Poate să ajungă la 10 km sau la 300 de km. Da. Bun, și... De exemplu, mergeam pe urma camioanelor, am făcut și silvicultura și îmi dau seama de, am combătut infracționalitatea privind pădurile, terile ilegale și așa aș fi o căpetenie de indieni, pot să iau urma, știi, să simt unde se întâmplă ceva. Și, de exemplu, am ajuns în Sinaia unde aveam un depozit mare și nu singurul, într-o carieră, în mijlocul pădurii, în zona protejată. N-ai cum să te duci să îngropi acolo gunoaie, camioane după camioane după camioane. Mi-aduc aminte, ați și publicat imagini din zona. Și primarul din Sinaia ne povestea că nu există așa ceva. Când noi făceam live-ul de la fața locului, uite ce sunt. Nu există așa ceva. Negare totala realității. Poliția la început și a negat. Nu există așa ceva. De unde vreți să vă arătăm? Din satelit că există. Pormă. Am mers pe zona de balastiere. Au încercat prin instituțiile statului și au reușit politicienii să distrugă legislația astfel încât să poți construi dezvoltări piscicole. De fapt, să extragi agregatul mineral și să-l vinzi, să umpli cu gunoi și asta am filmat de acum câteva zile, de acum două săptămâni de fapt, să umpli cu gunoi, să pui un pic de pietriș deasupra, să zici aici vom crește pești. Care pești? Unde? Pentru că ai 4, 5, 6 metri de gunoi de desubt, o cană de apă când ai vărsat-o sau 30 de cisterne dispare instantaneu. Da. Și asta făceau. Avem acum imagini pe care le-am obținut în urma unor dezvăluiri publicate vara aceasta de către Observatorul Prahovean la o astfel de balastieră. O să vedeți imediat după ce am publicat imagini din dronă. La un moment dat, prefectura n-a mai putut ignora și a declanșat o operațiune de control în zona indicată de noi. Cam așa arăta, domnule Berceanu, domnule Neagu, așa arătau, să spunem, așa arăta stratul vegetal. Practic, acolo erau îngropate tot felul de deșeuri din construcții. Vata asta, ceea ce mi s-a părut absolut penibil, domnule, trebuie să facem analiză de laborator, că de fapt vata asta minerală, care este toxică prin definiție, de fapt ar putea fi tratată și a ajuns acolo în urma unui proces tehnologic, adică niște aberații, dar din păcate imaginile astea sunt la câțiva zeci de metri de albia râului Teleajă. Cu toții ne imaginăm cam care este fenomenul. Domnule Negru. Da, păi voiam să reiau de unde am terminat data trecută, pentru că tocmai aceste imagini, cred că pentru toată lumea care se uită la ele, e clar ce se întâmplă. Da. Dar întrebarea mea este, de fapt, pentru instituțiile statului care nu-și fac treaba, ce păzesc în cazul ăsta? Ok, faci probe de laboratoriu și așa mai departe. Și reiau tema noastră. Candidăm pentru Parlamentul României pentru că de la cea mai mare tribună a țării, eu n-am auzit să se vorbească despre astfel de evenimente. Asta înseamnă indirect, chiar dacă nu controlezi Garda de Mediu sau alte agenții, înseamnă indirect că pui presiune ca lucrurile să se întâmple sau să nu mai fie permise. Despre asta era vorba. Da. Revenind la Prahova, la fel, în calitatea noastră de consilier județean, ați fost unul dintre cei mai mari contestatari ai ADI Deșeuri. Această asociație care gestionează modul în care deșeurile sunt colectate de la populație, tratate și depozitate. Era clar pentru toată lumea că vorbim de un sistem deficitar care nu poate gestiona așa cum corespund, așa cum ar trebui să corespundă normelor de europene și totuși, din păcate, lucrurile au funcționat ani de zile prin ascunderea gunoiului
la propriu, da? Îngroparea gunoiului la propriu în diverse zone din Prahova. Da, numai o paranteză, pentru că eu am fost un contestatar și sunt în continuare al actualului ADI deșeuri. Ideea în sine, deci să lămurim și chestiunea asta, ideea în sine de a te constitui tu ca localitate, oraș, e foarte bună. E foarte bună, pentru că doar așa putem împreună câștiga, atragem fonduri. Exact. Și sunt județe unde funcționează, să știți, domnul Neagu. Da, da, și noi am studiat astfel de modele. La Arad, de exemplu, am găsit un de succes când am început să ne uităm mai atent prin țară. Deci ideea în sine este una onorabilă, este una bună, este una care poate produce efecte bune, dar iarăși ne întoarcem la voință. Când pur și simplu parazitezi instituția asta prin decizie politică și îți pui în adunarea generală primarii, care au primarii de comune cu același drept de vot, ca dreptul de vot pe care îl are primarul unui municipiu mare, care contribuie altfel la acest stadiu deșeuri, deci practic când forțezi ca acest statut să fie unul inechitabil, ajungi la ceea ce s-a întâmplat astăzi, ca instituția să fie controlată politic. N-aș vrea să intrăm neapărat și în numele puse acolo, doar că ne putem uita la rezultate și pe mine asta mă doare cel mai tare. Da. Rezultatele. Și nu e doar controlată politic, ci controlată de facțiuni mafiote. Asta este problema noastră. Că, de exemplu, un caz similar l-am instrumentat și l-am predat spre control poliției din Târgoviște, l-am descoperit în Dâmbovița. Și imediat surse ne-au indicat că Garda de Mediu a desenat un perimetru de unde respectivul care a depozitat tot într-o balastieră să scoată gunoi, iar ulterior Garda să vină să facă verificări în acel perimetru. La nivelul ăsta am ajuns și, de exemplu, șeful Gărzii de Mediu din Dâmbovița este candidat al unui partid politic pentru Camera Deputaților. Ori noi avem niște infractori în spate care dictează cine ajunge chiar și în Parlament. Mai mult decât atât, avem o încrengătură de oameni care își pasează diferite substanțe toxice, periculoase, de la unul la celălalt contra unor sume pentru a fi neutralizate, în ghilimele, înmormântate în pământul nostru. Și ceea ce ne așteaptă este extraordinar de grav. În momentul în care vom intra în Schengen și ne dorim să ajungem acolo, niciun control nu va mai fi în vama României. Orice camion cu orice substanță, chiar și radioactivă, poate trece granița ușor. Da. Și ajunge undeva în Prahova și pormă efectele să le pui pe seama dezvoltării industriale în perioada cea ușistă. Ori asta s-au gândit să facă, asta au făcut deja în țări africane, au făcut în Asia, nemai putând să exporte în țările respective. În momentul în care vom intra în Schengen, noi suntem principala țintă. Ori noi nu am dezvoltat niciun anticorp instituțional, niciun sistem digitalizat de urmărire care să se conecteze cu celelalte țări. De fapt, noi acum prezervăm pot să spun și am suspiciuni rezonabile, prezervăm capacitatea mafiei din Italia și din Franța, plus cea românească, de a transporta aceste deșeuri extrem de periculoase și într-un business de miliarde pe teritoriul României. Bun, domnule Berceanu, există în lege. Există o lege. Spune așa, dacă un comisar al Gărzii de Mediu mă prinde că eu îngrop deșeuri, da? Dosar penal, mă duc la pușcărie. Dacă eu transport cu, nu știu, cu un camion de mare tonaj deșeuri și le arunc pe câmp, într-o balastieră, este infracțiune. Da. Trebuie să mi se confiște camionul, da? Iar eu, dosar penal, mă duc la pușcărie. Doamne, n-am auzit în istoria asta recentă, deși avem cadrul legal, apropo de ce discutam mai devreme, să se și aplice. Adică dosarul ăla penal să meargă până în fața unui judecător cu probe solide, astfel încât cel care a făcut astfel de fapte să meargă la pușcărie. Camioanele să fie confiscate, scoase la licitație, venituri la sursă de venit la bugetul de stat și așa mai departe. Dacă tot avem legea, ce ne împiedică să o și aplicăm? Corupția. Corupția fantastică. Corupția este foarte mare. Businessul deșeurilor ilegale și businessul de mediu, de poluare de mediu, este peste cel generat de droguri, prostituție în momentul de față, ca și volum și valoare. Și atunci rezultă foarte mulți bani, rezultă miliarde de euro în fiecare an de aici. Și sunt niște beneficiari, nu mulți, câțiva, care sunt protejați, care dictează cine ce post va ocupa în poliția română, cine va fi ministru la mediu, cine va fi ministru la justiție.
sunt ultrapotenți din punctul ăsta de vedere financiar și din păcate au și capacitate de a face schimbări și în serviciile secrete ale României. Un simplu fapt, am descoperit astfel de deverse, de exemplu, într-o zonă cu levigat de la o groapă de gunoi. Probele, instituțiile n-au vrut să ia probe, probe a luat doar laboratorul de criminalistică din IGPR și au fost schimbate probele în cadrul laboratorului. Dumnezeule, până acolo s-a ajuns. Da, din păcate. Da, domnule Neagu, avem instituții, slavă Domnului, ca și la ordine și protecție publică, să spunem așa, unde avem poliție locală, poliție națională, jandarmerie și așa mai departe, avem Garda de Mediu, Agenția pentru Protecția Mediului. Este o, ce am constatat în calitate de jurnaliști, este o pasare a responsabilității fenomenale între cele două instituții. Agenția pentru Protecția Mediului spune de fiecare dată, noi nu avem atribuții de control, noi doar monitorizăm. Garda de Mediu, duceți-vă la Garda de Mediu, când mergem la Garda de Mediu, știți, noi trebuie să fim informați de Agenția pentru Protecția Mediului. Dacă ei nu ne sesizează anumite încălcări ale legislației cu privire la diversi compuși chimici și așa mai departe, noi nu putem să acționăm astfel încât să identificăm poluatorul. Cum facem, din punct de vedere, nu știu, legal, omenește posibil, ca cele două instituții chiar să funcționeze în slujba cetățeanului? Păi ar trebui, soluția n-ar fi atât de complicată, dar ar trebui să ne uităm la 3 ani în urmă. Au funcționat, cel puțin una dintre instituții a funcționat și am văzut că funcționează. Deci rețeta nu este așa un science fiction de care nu ne putem atinge. Se poate ca aceste instituții să funcționeze, dar pentru asta e nevoie ca cineva să spună că e o problemă. Ori reiau ce am spus, noi în momentul ăsta nu avem voci din lumea politică sau prea puțin din societatea civilă care ne spun că asta este într-adevăr o chestiune problematică. Faptul că aceste două instituții, dar sunt multe altele pe lângă ele, dar haide să le numim pe astea două, nu funcționează. Pentru, repet, politicienii parlamentari, cel puțin în primul rând din Prahova, aceste teme ale poluării și ale lipsei de rezultate și de funcționare ale gărzii de mediu și APM-ului, nu sunt teme, nici de campanie și nici de interes. Da. Ori noi ce vrem să facem este să practic să fim vocea celor mii de oameni care zilnic spun că nu mai putem respira, că nu ne putem aerisi casele, că nu ne putem scoate copiii în parc. De fapt, pe timpul emisiunii noastre, un om a murit, a crăpat din cauza poluării în România, doar cât este emisiunea noastră. Da. Noi suntem pe o medie europeană undeva la 27.000 de oameni care mor anual din cauza poluării în România, dar zona București-Ilfov și zona de Prahova e un epicentru al poluării în România. Sunt puține zone în Europa care au nivelul acesta de poluare. Ori nu poți să aplici media europeană. Aici avem un vârf de morbiditate de oameni care mor din cauza bolilor cardiovasculare, AVC-uri, boli respiratorii, cancere generate și nu vrea nimeni să măsoare, nu vrea nimeni să arate că de fapt există o legătură foarte clară între poluare, anumite substanțe din aer și îmbolnăviri. Și mai e un lucru, ne furăm căciula singuri. Ne costă foarte mult partea asta de medicină. Nu facem niciun fel de medicină preventivă să putem să localizăm sursele de poluare. Și noi măsurăm PM-urile. Chiar și măsoară laboratorul, măsoară niște particule. O să ne închipuim că aceasta este particula, telefonul nostru, de câțiva microni. Ce care această particulă? Care e doar o bucată de siliciu sau avem lipite niște substanțe, dioxine, furani, compuși organici volatili care ne trimit în mormânt în câțiva ani de zile? Și trăim în zona asta cu 6 ani mai puțin decât restul României, care trăiește oricum mai prost decât restul Europei. Ori nu vor să facă nimic în sensul ăsta, pentru că depopularea pentru ei totuși și rămânerea în spate din punctul de vedere demografic este un avantaj financiar. Pentru că vor vinde medicamente, vor vinde mai puțin asistență socială, dar mai multe lucruri care noi nu le putem controla. Și ce nu vrea să facă statul este să facă acel follow the money, să vedem unde ajung banii.
Că acolo e marea surpriză. Eu când am făcut acest follow the money, pentru că am avut succes în partea de combatere a infracționalității, am ajuns la niște foști securiști de pe timpul lui Ceaușescu, care făceau exporturile de deșeuri. Deci totul se îngusta ca o piramidă, da, la câteva persoane care dețin monopolul pe export deșeuri, care făceau parte din fosta securitate și făceau exporturi din România și care sunt protejați de instituțiile statului. Nu există să zici tu că ești un serviciu secret în România să protejezi niște oameni care prin activitatea lor economică generează morbiditate. La ce nivel? Păi noi avem 20 ceva de mii de oameni care mor în România și Ucraina în 2 ani de război a avut civili, vorbesc, da, a avut sub 20 de mii de civili morți într-un război cu Rusia, iar noi murim mai mulți aici pe timp de pace. Da, este absolut cutremurător. Dar, din păcate, statisticile astea nu sperie pe nimeni. Sau, nu știu, legea aceea cu ești din Ploiești și localitățile limitrofe, respiri o travă, te vei pensiona cu 2 ani mai devreme. Nici cu ce mă ajută, cu ce mă ajută dacă o să fiu mort? Adică, legea aia nu mai e în vigoare. Nu că mor cu 10 mai devreme, da. Exact. Păi bun, despre asta vorbim, că vrem să și de asta luptăm să schimbăm chestiunea asta. Da. Și important este că s-a văzut că se poate. Foarte serios, vă spun, s-a văzut că putem, da, și au avut fix de cine să se sperie. Oameni, fără să dai oameni afară. Da. Fără să schimb cadrul legislativ, zeci de mii de oameni sau cine mai știe ce. Doar un șef al gărzii de mediu sau un ministru eventual care era hotărât să lupte împotriva acestui fenomen au reușit doar în câteva luni să facă o instituție pur și simplu care speria, da, speria aceste persoane. Da, ajungem la finalul emisiunii. Cât de important este ca cei care vin la vot, atât la prezidențiale, dar și la parlamentare, pentru că noi vorbim de parlamentare aici. E clar, Mihai Polițianu și-a afirmat public susținerea față de candidații Reper în Prahova. Mulți dintre ei provin de la mișcarea Noi Ploieștenii, cea care l-a sprijinit pe Mihai Polițianu să ajungă primar al Ploieștiului. Cât de important este pentru oameni să vadă și cine se află pe acea listă de candidați? Pentru că, din păcate, marile partide merg pe aparatul ăsta, să spunem, propriu de primari, consilieri locali, consilieri județeni, care să intre în morișca asta electorală și de a scoate oamenii la vot, mă refer mai ales la mediul rural, dar totuși cât de important este să te uiți și cine este Neagu, ce a făcut, cine este Bercean, ce a făcut, ce CV are, de ce să-l votez pe el de la Reper și să nu-l votez pe un nou name adus de la București eventual, pentru că se poartă asta la noi la Ploiești, domnul Berceanu, cu parașutați politic pe listele partidelor mari de la Prahova pentru a obține un mandat de parlamentar. De ce, adică cât de normal, firesc și mai ales important este exercițiul ăsta? Te rog, Mihai. Păi, din punctul nostru de vedere, a fost crucial de asta și decizia ca oamenii de pe listă, cel puțin pozițiile așa zise legibile, să fie ocupate de oameni care au avut cel puțin o voce. Rezultate, din păcate, nu poți cuantifica atunci când te bați singur cu un sistem întreg, dar măcar nu au tăcut și au vorbit despre subiecte de interes. Fie că dacă ne uităm în spate și ne aducem aminte, am vorbit despre o chestiune absolut ridicolă, faptul că Hidro Prahova impozitează, de exemplu, apa de ploaie. Da. Niște chestiuni pur și simplu tembele din punctul meu de vedere, dar important e faptul că am decis să începem listele pentru, repet, cea mai importantă tribuna țării, oameni care au ceva de spus și care au spus-o și care vor să facă mai mult. Deci este extrem de important să fie din Prahova. Nu vreau să intru cumva într-un atac față de competitorii politici, deși suntem în plină campanie electorală. Dar să-mi fie cu iertare să anumiți oameni care în momentul ăsta ocupă poziția de ministru, poate pe la, nu știu, justiție, care nu știu dacă se descurcă foarte bine dacă e la și în centrul Ploieștiului. Da, și ei sunt parlamentari de Prahova. Și ei sunt parlamentari de Prahova. Da, corect. Asta e marea noastră nemulțumire. Și de asta am subliniat de mai multe ori în timpul emisiunii. De câte ori am auzit un parlamentar de Prahova, știm că suntem aleși naționali. Dar de câte ori cineva a pus degetul pe Prahova? Este un epicentru, cum spunea și Octavian, este un epicentru al poluării. Și nimeni nu vorbește despre asta, bineînțeles, în afară de oamenii care sunt nemulțumiți de subiectul ăsta. Deci da, pentru asta este important să pui acolo oameni cu care știi că poți face echipă,
fie că te lupți cu poluarea, cu mai știe ce, cine știe ce fenomene de tip mafiot, cum bine ne-a dat. Domnule Berceanu, mai e vreo șansă să vă vedem la Garda Națională de Mediu? Eu vreau să ajung ministru, ca să pot să unesc instituțiile astea de mediu, să le fac să funcționeze, să le creez un cadru normal de funcționare. Anul ăsta am lucrat pentru Maia Sandu, pentru Republica Moldova și pentru Comisia Europeană. Am dezvoltat cel mai mare proiect din Europa pe combaterea deșertificării și a fenomenelor generate de schimbările climatice. E benchmark la nivel european, deci e un proiect de referință pentru toate țările din Europa, lângă niște oameni care au vrut să schimbe ceva. Maia Sandu și guvernul. Am lucrat direct cu Maia Sandu, cu prim-ministru și cu Banca Europeană de Investiții. Deci se pot schimba. Și încercăm să generăm un aer de contagiune din Moldova, unde am reușit să impunem acest proiect, către România. În România, și unde fenomenul poate este chiar mai... Să trimit ca mesaj celor care se vor uita la noi. Mihai mi-a arătat mai devreme că ți-ai luat un caiet în care tu ai notițe vis-a-vis de teme și e foarte frumos. E scrisul tău aici, da? Și e scrisul, sunt desenele copiilor pe această pagină. Da. Dacă noi intervenim, ce se întâmplă? Generația tânără suferă foarte mult, nu are capacitatea să se adapteze la această poluare și caietul ăsta se va închide și se va duce... jos, se va descompune în același timp și cu generația noastră și generația copiilor noștri. Nu va fi nicio diferență, poate de câțiva ani, ceea ce e anormal ca generația copiilor noștri să se închidă odată cu noi. Domnule Berceanu, domnule Negu, vă mulțumesc pentru participarea în emisiune. Vă invit pe dumneavoastră să mergeți la vot, pentru că în votul dumneavoastră stă schimbarea. Până data viitoare, vă mulțumim!